mă ascultă. Și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Iar cel ce se leapădă de mine, se leapădă de cel ce m-a trimis pe mine. Preacucenici și părinți, iubiți credincioși, suntem în data de 8 noiembrie anul 2014, aici la Biserica Comună, în ziua soborului Sfinților Arhanghelii Mihail și Gabriel și a tuturor puterilor cerești. Evanghelia de azi este foarte frumoasă și foarte adâncă. Cel ce vă ascultă pe voi, pe apostolii mei, mă ascultă pe mine. Hristos vrea să arate că El îi pune pe cei 12 ucenici ai Săi ca să învețe lumea și ei vor fi locul Mântuitorului. De aceea se adresează lor. Cel ce vă ascultă pe voi, pe Petru, pe Iacob, pe Ioan, pe Matei, pe Ioan, pe toți, căci pe mine mă ascultă. Aici Hristos arată ascultarea de biserică. Sau ce înseamnă această unire cu biserica sau urmarea sa. Dar arată și a doua variantă. Cei ce vă ascultă, vor fi care vor asculta de biserică și de apostoli, dar va fi și a doua categorie. Și cel ce se leapădă de voi, se leapădă de mine. Foarte drastic aici. Cel ce se leapădă de apostolii lui Hristos, se leapădă de Hristos. Hristos se unește pe sine cu cei 12 și pe cei 12 cu El. Iar cel ce se leapădă de mine, se leapădă de cel ce m-a trimis pe mine, adică de Tatăl. În această frază se cuprinde toată biserica. Când vorbea Hristos, vorbea la 12 apostoli, iar cei care au urmat după apostol, care reprezintă biserica, sunt episcopii, preoții, diaconi și poporul credincios. De spune Mântuitorul, vor fi oameni care vor asculta de biserica mea cea una ortodoxă sau sobornicească. Aici vorbește de două ori de ascultă. Ascultăm de apostol, de episcop și preoți și a doua, ascultăm de Hristos, ascultăm de ei. Vrea să arate Mântuitorul că eu am în lumea aceasta o singură ascultare. Ascultarea de biserica aceasta ortodoxă sau dreapta mea. Deci noi care urmăm această cale a bisericii ortodoxe, suntem cei ce împlinim această poruncă. Cel ce vă ascultă pe voi, pe oamenii bisericii, aceia sunt cei care vă ascultă pe mine, pe Hristos. Deci spune Mântuitorul, va fi o parte din univers care vor urma drept învățătura sa și va fi o parte din oameni care nu vor urma în această învățătură. Cel ce se leapădă de voi, cel ce se leapădă de biserică ortodoxă, de episcop, de preoți, de creștinii care scrie, dar spune Mântuitorul, se leapădă actual. Nu zice s-au lepădat, nu? Nu vorbește la trecut. Cel ce se leapădă azi, mâine și poi mâine, de voi, de apostolii mei, se leapădă de Hristos. Și adaugă Hristos. Cel ce se leapădă de Biserica Ortodoxă, se leapădă de Sfânta Treime. Tatăl e în cer, eu în cer, Duhul în cer. Deci aici Mântuitorul spune așa. Noi avem datoria, dacă vrem să mergem la cer lângă El, să ascultăm de biserică. A dorit Hristos pe vreo Biserică Ortodoxă, biserică undeva nu. De la sine, când spui biserică, înseamnă această biserică dreaptă sau apostolică. Deci, ce noi biserica apostolică, sobornicească și apostolească, aceste două fraze. Deci, spune Mântuitorul, dacă vreți să veniți la mine la Rai, ascultați de oamenii bisericii ortodoxe, nu de alții. Dacă vreți să veniți la Rai, la ea, nu vă opriți. Lepădați-vă de biserică. Cel ce se leapădă, Hristos a trăit în anul până la 34, atunci așa noi de biserică, să ne lepădați de Sfânta Treime și de mântuire. Spune Hristos, biserica mea sunt eu, apostolii, episcopii, preoții, cei care învață adevărul drept. Iar lepădați sunt toți cei ce n-au numele de credință ortodoxă sau dreaptă.
Și aici vorbește Mântuitorul. Se leapădă de mine. Nu ni se pare că dacă am plecat la biserică de aici, am făcut un gest mic. Cel mai mare păcat din univers înseamnă a se lepăda de biserică și a trece la o erezie. Păcatul cel mai mare când se șterge în iac, este lepădarea de credință. Nu mai cred cu prea Hristos, nu mai postez, nu mai fac ce biserica. Deci spune Hristos, la ora actuală avea 500 milioane de ortodoxe, ceilalți au alte credințe. Deci. Și a arătat Mântuitorul că nu toată lumea va urma acest dreptar greu. Al urmat pe Hristos, nu-i ușor. Crede în Hristos. Păi și frate, cred. Ce fac mai rele. A crede în Hristos înseamnă a urma greutatea. Când spui crede în Hristos ortodox, înseamnă grea legea asta. Cea mai grea lege. Singura lege mântuitoare. Și singura lege în care trăima e plenară și conduci în această lume prin biserică ortodoxă. Mergem mai departe. Spune că pe când vorbea Mântuitorul de biserica sa, că vom merge la rai dacă ascultăm de ieri de apostol, s-au întors cei 70. Aici îmi place aici. E singur loc în Noul Testament unde spune că Mântuitorul când mergea pe sate, nu mergea cu 12. Avea 70 de persoane, de oameni, în care și Luca Evanghelistul și alții de apostol, îi trimitea înainte să le spună la oameni. Vine Hristos Dumnezeu după noi. Când intrau 70 de oameni într-un sat al lui Hristos și vesteau Evanghelia, dați-vă seama ce simțea acesta. S-au întors cei 70, spune Evanghelia, cu bucurie zicând, Doamne, și diavolul se pleacă în numele Tău. Auzi ce-i spun cei 70, adică 72 ucenici. Deci Iisuse, când noi rostim numele Tău undeva, pleacă dracii și locuiești Tu acolo. Ce frumos! În numele Tău, Iisuse, se pleacă diavolul în fața noastră. Ce făceau? Mergeau într-o casă, era un bolnav, era un îndrăcit. Și zicea, ești dracii în numele Lui Hristos, dracii stop. Că îi rostea acel ucenic al lui Hristos această frază, diavolul pleca afară din om. Ucenicii erau uimiți. Cum se poate ca nu mai rostim numele de Iisuse? Pleacă dracii. Aici arată acest moment puterea mântuitoare a numelui Iisus. Când ai spus cuvântul Iisus, toată Dumnezeirea este asupra ta. De aceea repetarea numelui Mântuitorului Iisuse, Iisuse, e cea mai mare rugăciune. Cine repete permanent într-o zi Iisuse, Iisuse, fără să spui ceva, fiți foarte atenți aici. Și rugăciune, Doamne Iisuse Hristos, e lungă și grea. Dar Sfinții Părinți, ca să nu se risipească mintea, zi așa, Iisuse, miluiește-mă. Deci repetarea numelui Mântuitorului, pe care o fac cei 70 de ucea Mântuitorului, înseamnă cea mai mare puterea Dumnezeirii. De aici vine rugăciunea lui Iisus, sau Iisus se miluiește-mă, sau Doamne, este celălalt de mai departe. Se pleacă diavolul în numele Tău. Diavolul pleacă când aude Mântuitorul. Și azi e așa. Oamenii lui Hristos, când aude Hristos, se bucură. Oamenii diavolului nu le trebuie Hristos, nu le trebuie această stare. Deci aici arată Evanghelia că numele Mântuitorului aduce mântuirea sau El e salvarea noastră. Și acum ce spune Mântuitorul la această constatare? Iisuse, diavolul pleacă când te chemăm pe tine. Sau ce spune Mântuitorul? Iar Iisus a zis, am văzut pe Satana, auzi cum îl numește pe diavol, căzând ca un fulger din cer. Întrebarea, când Mântuitorul? Când a căzut diavolul ca un fulger? De două ori a căzut. Și punem întrebarea, când i-a creat Hristos pe înger? Chiar am eu. Înainte de a crea pământ și cerate. Am văzut pe Satana căzând din cer. Înainte de a crea pământul și celelalte universuri, s-a făcut război în cer. Ce-a făcut Dumnezeu? A creat miliarde de miliarde de îngeri. Le-a lăsat libertatea totală ca și nouă.
Făceau ce vreau îngerii. Dar, văzând ceata a doua, a lui Lucifer, văzând cât de frumos e Dumnezeu și ce slavă are, a zis, de ce să nu fiu și eu Dumnezeu? Și atunci a căzut a doua ceată îngerească. Deci erau 10 cete îngeri și au rămas mai 9. Deci ceata a doua a căzut din cer înainte de creația lumii și s-au transformat în diavol. Să vă citiți ce scrie aici, la Acatistul Arhanghelilor. Este bine să se știe că cântarea a doua a fost dăruită lui Lucifer. Dar pentru că a gândit să fie asemenea Dumnezeu, a căzut din darul luminii și a fost dat de Dumnezeu. Și din înger prealuminat a căzut făcându-se înger întunecat sau diavol. De aceea cântarea a doua în biserică nu există însă la strană sau minei. Deci prima cădere a diavolului a fost înainte de creație. Îngerii aceștia cădeau, nu spune când cădeau îngerii din cer, în prima stare, până în ziua înălțării Mântuitorului. Când Iisus s-a înălțat la cer, s-a dus la îngeri, la arhanghel, stăpânii, domnii, la fiecare ceată de a spus, iată, am venit. Și pentru voi îngerii a murit și a înviat. Deci Hristos n-a murit numai pentru voi? Nu. Se mai transformau îngerii din cer, mai cădeau în ea și mergeau pe acolo. Iar din ziua când a ajuns la petrolul trăinii, în noaptea de usoare, atunci a încetat căderea îngerească. Spune încă o neva la Iuda, s-a făcut război în cer. Iar Mihail Arhanghelul l-a biruit pe Satana și l-a aruncat din cer. Din ziua cădării, din starea de arhanghel, îngerii aceștia locuiesc între cer și pământ. Fiți foarte atenți aici. Cine mă ispitește pe mine? Diavolul din văzut. El mă îndeamnă la rele. Deci diavolul locuiesc între tăiera aici și albastru de sus. Iar arhanghelii și îngerii locuiesc între pământ și rai. Dincolo de spațiu. Ce interesantă împărăție. Împărăția diavolului este pe tăiera, în spațiu și mai el. Iar împărăția îngerului este de pe pământ până dincolo, Hristos în cer, partea dincolo. Deci asta e prima cădere a lui Lucifer sau acestea arhanghel. A doua cădere a diavolului este în clipa când Hristos a început să vestească Evanghelia. Unde mergea deja? Trage și afară. Boală pleacă. Învie copile. Scoală-te. Deci a doua cădere a îngerului în cer este în clipa când Hristos spune i-a legat pe diavol pentru 1000 de ani. Din 1 decembrie, 25 decembrie anul 1, până în ziua sfârșitului lumii, diavolul se legează de puterea lui Hristos. Adică, cum? Dacă sperească Dumnezeu că stăpânește un diavol, vii la preot, te spovedește, te împărtășește și a plecat diavolul. Dacă ai vreo boală, vii la preot și îți face masă. Deci puterea aceasta a diavolului este urpată prin prezența Mântuitorului până la judecată prin cele 7 taine. Cine se laudă că scoate dragi în mincinos? Cine se laudă că vindecă bolnav șarlatan? Nu. Numai Hristos, prin puterea Bisericii, poate vindeca și alunga această putere. Deci prima cădere, mai de creație. A doua cădere de acum, până se va crea lumea aceasta. Cei care faceți păcate, colaborați cu diavolul. Cei care faceți binele, colaborați cu îngerii. Imediat s-a asemănat. Deci acestea sunt două. A căzut ca un fulger din cer și din fulger de lumină s-a transformat Lucifer în diavol negru, întunecat și urât mirositor și făcător de rău pentru totdeauna. A noastră cădere ușoară. A căzut în păcat, ne îndreptăm, ne spovedim, ne îndreptăm. Căderea diavolului este irreversibilă. Fiind ființă spirituală, nu se poate corecta niciodată. Diavolul e diavol și azi, și mâine,
și la învierii diavolește. Iar omul este om și acum și la învierii, dacă n-a făcut păcat. Deci acestea sunt două credere. Mergem mai departe. Zice Mântuitorul, iată v-am dat putere să călcați peste 16 scorpii, au duce diavolului ca șarpele, ca scorpia care omoară, se spune acolo, peste toată puterea vrăjmașului. Apostolii mei, voi veți face cu puterea diavolului ce veți vrea voi. Puteți să o lătați, să lăsați să lucreze, puteți să o călcați în picioare. Asta e puterea bisericii. De a-i birui pe diavol și de a nu le da voie să facă ce vreau ei. Oamenii care fac parte de biserică au mare har că pot merge după Hristos foarte ușor. Oamenii care nu vin după la biserică sunt oameni care duce diavolii foarte ușor. Deci ne avem mare har de a călca peste 6 scorpii, este vorba de preot, de episcop care calcă cu cezate taine pe această putere. Zice, iată, vă dau, asta e noutate. Ce și nicio putere nu vă va vătăma pe voi, pe episcop, preot și creștini, dacă veți urma mie. Ce interesant, zice Mântuitorul, puterea mea, de acum când vorbesc, se întinde până la sfârșitul lumii, peste oamenii care au mintea la mine și care mă urmează pe mine. Iar oamenii care nu vin la biserică, care nu se roagă, sunt oameni care sunt stăpâniți de Deu, diavolul. Diavolul nu vin la biserică. Nu te ruga. Nu faci mutare. Ăsta e diavolul. Iar îngerii zic, hai la biserică, hai roagă-te, hai fă vreo Hristos. Și auzi spre Mântuitorul. Dar nu vă bucurați de aceasta, că vi se pleacă vouă dragi. Auzi ce interesant. Ce mare are putere, putare, că scoate dragi. Capă de ploaie. Nu-i scoate dragi el. Ți scoate dragi Hristos. Prin preot sau episcop. Nu vă bucurați de aceasta, că vedeți că pleacă dragi pentru Iisus Iisuse. Și vă bucurați că numele voastre s-au scris în cer. Auzi ce spune Mântuitorul. Voi cei 12, voi cei 70, sunteți oamenii în care aveți dreptul la Rai, fără apel de altceva. Fiindcă veniți după mine, că trăiesc eu acum după partea mea, direct în Rai o să veniți. Deci chemarea este, dacă cei 84 m-au urmat pe mine, să veniți și voi după mine, dacă vreau să vă dau Raiul. Deci oamenii de azi sunt scăzuți. M-a vrăjut. Eu fac o putare, prostie, minciună. Nu poate face diavolul ce vrea. Numai ce îi permite Hristos și ce îi permite biserica. Foarte interesant că biserica are putere ce n-are nimeni lumea aceasta. Deci spune Mântuitorul, voi, apostolii mei, veniți în Rai și în Galupul. Și încheie Evanghelia. Iar în acest azi, aici îmi place Uzama, Iisus s-a bucurat cu Duhul Său. Ai frumos aici. Zice că ucenicii când au luat că pleacă dragi peste rostitul Iisus, s-au bucurat. Iar Iisus este singurul moment în care se bucură pentru slava Sa și pentru reușita Dumnezeu Său. Zice, mă bucur ce de aceasta spune Mântuitorul. Te slăvesc, Părinte al Cerului și al Pământului, că ai descoperit acestea, puterea mea, nu celor învățați. Câți oameni cu carte vin la biserică. Câți oameni învățați scrie de Hristos. Câți oameni învățați îl urmează pe Hristos. Îi numărăm pe degete. Și le-ai descoperit pruncilor, Tată. Deci Iisus este într-un dialog cu Tatăl. Tată, îți mulțumesc că acești 84 de oameni ai mei cred în mine. Da, Părinte, că așa a vrut voia ta. Le-ai descoperit taina trăinii pruncilor. Prunci înseamnă o fără răutate. Deci dacă vedeți un om că e bun în lumea aceasta și crede în Hristos ca lumea, e om în care locuiește trăimea. Da, Părinte, voia ta este ca aceștia să vină la Rai cu Dumnezeu. Evanghelia spune, tu care asculți, ce ești? Ortodox. Urmezi biserica. Asculți de episcop, de preoți. Faci ce spune biserica. Rostești numele Mântuitorului Iisuse permanent. Ai în gura ta acest nume, spune Mântuitorul.
colaborez cu mine sau colaborez cu diavolul prin păcat. Satana cade și acum, dar face și are putere să facă ce vrea. Și ultima frază este, noi suntem destinați la rai. Noi trebuie să mergem la rai. Acum e locul nostru. Zice că în miriad măr, nu mai slujitorii tragi. Ziua de azi se numește ziua sau soborul Sfinților Arhanghelii, Mihai și Gabriel și a tuturor puterilor cerești. Și ce spune Părinte Stăniloae? Dacă într-o biserică ar fi un preot singur și un cântăreț, fără oameni, biserica e total plenară. Cu mine asta. Și auzi explica că preotul face liturghia, știți cine e de față? Miliarde de miliarde de îngeri. Fecioara Maria, Mântuitorul, e de față în biserică, chiar dacă numai preotul singur e biserică. Credeți că Hristos pierde ceva fără noi? Nu. Noi pierdem. Deci spune prin Stăniloae, dacă vii la biserică, ești în prezența cetelor cerești sau a tuturor slujitorilor. Că spunea Mântuitorul, unde este stârbul, acolo sunt adunați vulturii. Vulturii reprezintă cetele cerești. Dumnezeu a creat slujitorii în cer miliarde de miliarde. Dar să știți că în cer e ordine. Pe ca lumea asta. Și nu e ordine dură, rece, strânsă, nouă. E ordine fină, ordine lină. Fiecare ceată cerească are misiunea ei. Serafinii, eruvinii, troruri, începătorii, îl țin pe Dumnezeu pe spate. Ce fac îngerii în cer? Cântă! Nimic altceva! Nu mai cântă și iar cântă și iar. Și ce cântă? Sfânt, 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 Domnul Sabaoth. Se spune că cu aripi se acoperă fața, picioarele și cu două zboară. Iată ce fac acești îngeri sau acești arhanghel. Fiecare din ortodoxii noștri, botezați în biserică aici, are pe umărul drept un înger care îl duce până la moarte și până la judecata din urmă. Deci când duce preotul la botez, Doamne, dă-i înger păzitor acestui copil să-l ducă în eternitate, ne dă un înger mântuitor. Și chiar la moarte, îngerul te ia și te duce în cer. Și de la moarte, îngerul îl ia rugăciunea altora pentru tine și zice veșnicii. Iar deasupra îngerului, noi avem 500 de milioane de ortodoxi, avem 500 milioane de îngeri, nu? Așa ar veni. Dar spune-vă să-i cel mare așa. Îngerul păzitor stă lângă tine atâta vreme cât faci binele. Dacă te-ai îmbătat, îngerul păzitor pleacă, se depărtează de la tine. Dacă trăiești în curvie, îngerul pleacă. Dacă trăiești în alte păcate de moarte, îngerul pleacă. Dacă te-ai întors apoi la starea curată, îngerii vin. Deasupra îngerului stau arhanghelii aceștia. Ziua de azi se numește Soborul Sfinților Arhanghelii și a Păcărilor Cerești. Cuvântul Mihail înseamnă cine-i ca Dumnezeu. Cuvântul Gabriel înseamnă bărbatul lui Dumnezeu. Ce este un arhanghel? Ce e un înger? Este o ființă spirituală care are formă, conținut imaterial. Este lumină, este ușor, zboară, este alb. Asta e starea unui înger. Starea aceasta. Și îngerii plutesc în aer, trimiși de Hristos de Dumnezeu. Iată cum arată, auziți? În pictura bisericească, auziți, știți cum arată un arhanghel? Panselinos. Și Teofan Grecu îi spune așa, arată așa. Un arhanghel are o față de aur. Are păr de aur. Are mâini ca oameni. Are o sabie de foc. E îmbrăcat în veșminte albe și încins cu niște cordoane. Așa arată un arhanghel. Și aceștia sunt trimiși. De ce are sabie de foc Mihail? Mihail este arhanghelul care taie.
unde se face ceva împotriva lui Hristos, arhanghelul taie, îl trimite la iad. Ăsta e Mihail. Ce face Gabriel? Gabriel și el este cu față de aur, păr de aur, are o cordeluță care ține părul frumos și încins. Iar Gabriel are până un crin alb, care spune așa, eu sunt Îngerul Maicii Domnului sau Noului Testament. Deci Gabriel, de la Bună Vestire până la Înviere și Înălțare, este Îngerul care apare și la moartea lui Hristos, și la Înviere, tot timpul apare acest arhanghel. Deci iată cum arată aceste două puteri, acești doi arhangheli. De ce se numește soborul? Trei soboare sunt. Soborul Maicii Domnului, 26 decembrie. Îngerii, arhanghelii, oameni, animale, planetă, tot te laudă pe Maica Domnului. Cea mai mare femeie de lume. Al doilea sobor. Soborul Ioan Botezătorul. 7 ianuarie. Cel mai mare bărbat din lume. Îl laudă cetile cerești. Îl laudă oamenii. Îl laudă pământul. Îl laudă toată creația. Și al treilea sobor este soborul Arhanghelului Mihail și Gabriel. Și a toate cetile cerești. Pe acești doi arhangheli laudă toată creația. Îi laudă vânturi, animale, pomii, mâsaștri, tot ce-i cu creația aceasta, îi laudă pe aceștia. Pentru că Mihail a condus poporul nou în Vechiul Testament, iar Mihail cel care mângâie pe noi. De aceea îi laudă toată creația pe aceștia. Eu mi-am pus întrebarea cea mai mare. Zice că noi trebuie să mergem în Rai, să stăm între îngeri. M-am întrebat eu cum. Cum pot eu ajunge să mă duc în Rai, să stau între cetele îngerești? Că asta e mântuirea. Să te duci între îngeri, dar Angel, Serafim, tot să stai acolo permanent, să las pe Dumnezeu. Și mi-am zis, nu se poate ajunge acolo decât prin a trăi viață îngerească. Chiar dacă cazi în păcat, te ridici, dar ar trebui să vii viața în viața în curăție, în lumină, în starea aceasta dumnezeiască. Deci cei doi arhangheli fac vreo Dumnezeu permanent. Noi ar trebui, și auziți, dacă urmăm ce ne învață Biserica, noi suntem pe calea îngerilor. Noi mergem după ei în cer. Când auziți la un gând, du-te la biserică, postește, spovedește, este glasul îngerilor. Ascultați de acest glas. N-ascultați de diavol. Nu, nu, nu. Nu te ruga, nu te spovedi, nu facem. Ăsta e glasul de diavol. Deci noi, ca să putem merge între arhanghi și trăiți acolo, trebuie să rugăm. Dar trebuie să-i chemăm. Auziți, am citit la mulți sfinți, când aveau greutăți mari, Sfinte Croceam, Sfinte Mihaile, ajută-mă! Pe loc scăpa de ispită. Am să vă spun ce a pățit un sfânt. A mers de la mănăstire prin oraș și l-a atacat un criminal. Și neamul salvare a zis, Sfinte Mihaile și Gabriele, salvați-mă! Cade criminalul jos și acest sfânt merge mai departe. Îngerii ajută! Când ai accidente, când ai probleme grele, aceste arhanghe sunt cei mai aproape de noi. Dar prin rugăciunea adresată lor, acestea sunt mai aproape de noi. Câți arhanghe sunt? Doi, nu. Hai să vă citesc câți arhanghe sunt. Am o carte eu, care singura din lume, are canon de rugăciune către cei 7 arhanghe. Primul e Mihail, ajutor ce va face în primejdii și biruitor împotriva dușmanilor. Al doilea, Arhanghel Gabriel, vestitor al Tatălui Dumnezeu Noul Testament. Al treilea, Arhanghel Rafael, calea care trăi cu Domnul. Al patrulea, Arhanghel Uriel, călăuzitor al celor ce se rătăcesc. Al cincilea, Serafil, rugător către Dumnezeu. A șaselea Dumnezeu, slăvitorul Dumnezeu, și al șaptelea Barahim. Acest canon de rugăciune găsesc numai în cartea aceasta. Am luat din țastovul de la neamț. Și pe din greu, mă, măi, băbuți,
N-ai putea tu să faci ca nu văzut decât de 5-7 arhanghel să se roage lumea și ea din el. Și cartea aceasta în care găsiți singura carte se numește Pravila creștinului ortodox, costă 15 lei. Îmi spunea o șancă așa, Părinte Băguț, multe cărți ai făcut. Dar niciuna nu egalează pe pravila creștinului ortodox. Ce că mă rog și zic, Sfinte Arhanghele Rafael, tămăduiește-mă de boală, ce? Când mă rog, Sfinte Mihaile, ajută-mă! Deci, e Sfinte Arhanghele de lune. Deci, lunea este ziua celor 7 arhanghele. Care vreți să vă rugați. Cartea e numai 15 lei, nici copertă nu se plătește. Cartea are 30 de acatiste. Luați acatist cu un leu, poate să dați 30 de lei pe ea. Dar ca asta rămâne și mai voluminoasă. Luni avem 4 găciuni. Canon către 5-7 rame. Acatist mai aici de avril. Canon de rugăciune către Îngerul Păzitor al tău. Și ultimul canon este canon către putere țării către toți. Deci e bine ca să aveți această carte care în fiecare zi te învață. Dar poți să vorbești cu oricând și tu, dacă te rogi. Deci cel mai mare lucru pentru noi, dacă vreți să mergem la Rai, este să-i ascultăm pe Arhanghel. Spune Arhanghel așa. Hai la biserică. Hai și te roagă. Știți care e cel mai mare păcat care îl facem azi? Nu vrem să postim. Știți că Îngerul nu mănâncă niciodată nimic? Știți că diavolul nu mănâncă nimic? Cine nu postește face cel mai mare păcat din lume. Că v-a spus ortodoxia, e grea. Nu-i ușor. Mănânc, beau, mănânești. No. Nu mănânci, nu te postește, frâneți. Asta e ortodoxia. De-aia pentru vinerea viitoare, începe postul Crăciunului. Nu vă lăsați. Nu vă pare din păcat, dar nu postul. Vă arată o nimeni și un timp. În minunat am plecat de pe 19 și a mers o rusoaică în ea, nu să vei înge. Și diavolii dădeau să mănânce vieri, cruz și care mișcau. Și a zis, drace, de ce dai mie să mănânc vieri? Pentru că în viață n-ai postul deloc, mănânc aici în iad vieri. Ai mâncat carne, lume, mănâncă carne. Și aici e. Și au zis, dragii, dădea să mănânce spurcăciun. Ce, cum vine asta? Păi zice, dacă în lume ai mâncat lapte în vremea postului, ia spurcăciun în ea. Vedeți ce grav e? Diavolii au vorbit aici. Ei spun cu cine țineați. Eu n-am văzut un om care postește să facă păcate. Nu poate. Nu poți. Deci de ce am zis eu așa? Sfinților Arhanghel, ține-ne aici în biserică. Nu ne lăsa să mergem după valul ăsta pierzător al lumii. Mihaile și Gavrile, ocrotiți-ne, ajutați-ne. Când aveți probleme grele, boală, apelați la ei. Faceți acatiști și rugați-vă lor. Ce zic eu? Oare nu putea vedea în cer? Și ce zic eu? Eu nu sunt sigur că merg, dar totuși am speranță în mila lui Dumnezeu. Și dacă mă rog la ce auziți, la moartea omului nu vin îngerii, iar la celor lui vin răci. Sfinte Mihaile și Gavrile, întărește, dă-ne minte, să mergem lângă voi în Rai, în Împărăția Tatălui.